Mai lipsește ceva? Absolut nimic, numai invitații. Vă aș putea spune că avem ceva în plus. Ce? Televizorul. Da, nu poți să mănânci ceva. Mănânci sarmale, ești cu un ochi la sarma și cu unul la televizor. Vrei să bei un șpriț, ești cu unul la pahar și cu un ochi la televizor. Vrei să dansezi cu nevasta lui Ionescu, ești cu un ochi la nevasta lui Ionescu. Și cu un ochi la Ionescu. Nu, la televizor. Așa că, ce faci? La rupt pe fereastră. Stai! Stai că m-am plătit ratele. Nimic, la rupt termen de garanție. Nu, nu, nu se poate că pierd interpretul săptămânii în reluare. Omule, nu înțelegi că invitații ăștia o să uite numai la televizor și să ales praful de toată petrecerea? Îl scot în priză. Bine, o să-l face la loc. Îi scot antena. După casă. După casă. Bună idee. Revelion fără televizor. Hai, pe casă. Stai! Sus! Bibi, Bibi, spune-mă care e a ta. Păi eu știu, în pădurea asta de antene, care e a mea? Ia stai! Ententinu, dă-te așa! Ententinu, dă-te așa că te numără! Ententinu, surechetinu, surechetica ta, aia, baia, din, bam, buf! Nu-i asta, că n-am pe nimeni acasă. Păi cum nu e asta? Ai spus buf. Păi da, dar nu e buful meu. Nu vezi buf la stâng, dar buf, uite asta. Unde o duci, spre Coștina? Trebuie să-l duci pe invers. Alo, cine e pe casă? Doare! Acum n-au decât să vină invitații și să se uite la televizor. Dacă nu te părăsește, dacă nu te cicălește... Bibi! Bibi, m-auzi? Da! Nu te mai mișca, că se dereglează imaginea. Așa! Acum se vede bine! Era vorba să facem rebelion fără televizor, nu fără mine!